Hello. Am tostat și am așteptat și am zis să nu fac unboxing-ul ăsta fără să am studioul aranjat. Iete că nu mai am răbdare. Iete că o să facem unboxing-ul ăsta așa, în modul punkeri. Și o să încercăm să și focusăm pe ceea ce facem pe aici. Hai să vedem ce ne-am mai luat. Să fac o mână treaba asta. Continuăm. Ce avem noi aici? Este un obiectiv de la Sony. Resigilat, cumpărat de la EMAG. Uite, avem chestia asta verde. Hai să căutăm repede o farfecă. Ok. Am găsit-o. Am tăiat sigiliu. Să vedem cât de bine arată un obiectiv resigilat de la EMAG. Dar e resigilat bine. Music licensing reimagined. Mamă, câtea sigiliu și ce bine e prins. Acesta de tiră de la Sony E1018, obiectiv ultra wide. Ceva din 2012, probabil atunci e data de fabricare sau data la care a fost produsul. Music licensing reimagined. Acesta este nebunia. Foarte curios, dar extrem de curios cât de bine arată. Ia să vedem, putem să punem focus. Mama mia. Ca așa aproape. It's pretty clean. Artlist IO. Arată destul de bine. Dar nu, nu am de ce să mă pun. Arată bine. Și capul ăsta o să iasă așa și o să pun peste. Am zis să fac și un test rapid cu același cadru ca să vedeți exact despre ce este vorba. Vă salut! Yep. Deci asta e cu lentila nouă, ultra wide, lentilă care se numește, că mereu uit numele, E1018. Acum ești pe 10. Artlist IO. Și acum e pe 18. Yeah! 10.